Hai salutare, băieți și fete, și bine m-am găsit la un episod de Free Fire și astăzi, da, direct din avion, nu mai stăm nici în lobby, nu mai facem nici un intro, pentru că astăzi pușăm la rang. Știți cum am zis pe episoadele de data trecută că vreau să pușez serios și da, am pușat serios. Astăzi am pușat 250 de puncte, da, 250 de puncte într-o zi. Și gândiți-vă că mie îmi dă plus 10 și plus 11 pe match, adică, da, e forță, n-am ce să zic, e forță. Bun, bă, inițial voiam să fac alt episod, dar din anumite probleme tehnice n-am mai putut să fac acel episod, dar asta este, am o problemă cu calculatorul și da, n-am mai putut să fac acel episod, dar va urma ceva foarte, foarte șmecher, deci stați pregătiți. Bun, așa că astăzi, băieți, o să jucăm un meci la rank și o să încercăm, nu știu, să fie cât mai hype acest meci, nu știu. Vreau să facem cât mai multe kill-uri și, bă, cutiile astea-s viața mea, deci pe bune, uitați-vă și voi ce loot găsesc dintr-o cutie. Deci pe bune, deci iubesc cutiile astea, deci n-ați văzut mai așa ceva. Hai să joc puțin mai încetul, sau nu, de fapt las așa. Așa, bun, bă, vreau să lutez și eu rapid o armă de apropiere, o armă de distanță și mergem pe push. Mergem pe push și astăzi, băieți, e primul meci care îl dau la solo. Deci am jucat numai și numai squad și când zic numai squad, mă refer numai squad și am urcat undeva la 250 de puncte numai la squad. Adică au fost numai win-uri și locul 2. Bun, uite și 7. Bă, deci, bă, cutiile astea sunt geniale, mă. Sunt geniale. Bun. Și evident nu puteam să fac un episod la squad pentru că nu puteam să vorbesc cu squad în timp ce filmam și da, era mai nașpa. Dacă nu mă auzeau băieți, nici nu-i auzeam pe ei. Era nașpa, spune și eu mine aici. Forță. Așa, și am zis că bă, mai bine dau un meci la solo. Mai jucăm și noi meci la solo, mai vedem și noi cum e viața la solo, încă 30 de player, e forță. Numai că am sărit eu cam nașpa, adică nu mă stai nașpa, dar nu prea mă cu idee unde să sar de prima, dar... Ok. Bă, deci iubesc ochiul ăsta, băieți, vedeți ochiul ăla de sus? Ăsta. Bă, e genial, nu știu, am sensibilitate, dar la maxim sensibilitate, nu știu, îmi place prea mult cum arată așa, cum mă miște în adaptă rapid de auto. Deși nu mă ajută cu nimic, doar... Se vede șmecher, nu știu, îmi place mie. Așa, bun. Era șmecher dacă putea să-ți crească și sensibilitatea, știi, Daniel, dacă trebuie să te întorci cu el. Vă dați seama ce sensibilitate aveam. Dar e ok. Mamă, încă 24 de player, bă, am uitat cum e viața la solo. Am uitat cum e viața la solo, bine, n-am mai jucat 2 zile la solo, dar... Înțelegeți o idee. Ok, avem și 5 metri, e poate. Mă, mai întreb un SG. Sau, nu știu, un shotgun mare sau trăitoare. Pentru că shotgun-ul ăsta cu 8, bă, nu prea e ce trebuie. Nu prea e ce trebuie, dar oricum avem bonus, deci putem să ne cumpărăm de acolo, de la magazin, de la supermarket, deși nu știu cât o să mai țină eventul ăsta, dar mie chiar îmi place așa, știi, când găsești de la bonus de aia galben, știi că ai vest asigurată, ai shotgun asigurat, acasă, tot ce trebuie, știi? Așa, bă, încă 21, bă, 20, fără mine, bă, ești nebun? Bă, deci nu, deci trebuie să fac măcar 7-8 km ăsta. Nu mai e, că fie antre, mă duc să iau un SG de acolo. Și direct în ei mă bag. Direct în ei. Uite-mă că s-o omoresc, nu sunt 20, 19, 18. E foarte, băieți. E foarte. Dacă ar fi toată meciul așa la solo, ar fi foarte. Uite și vectore pe aici. Inhalatoare. Băi, și mi-am propus să joc și la squad și la solo și să pușez cât mai mult, mai întrebe undeva la 40 de puncte până în Grandmaster. Deci mâine, bine, când vedeți voi acest episod, probabil deja sunt Grandmaster. Dacă nu, probabil o să fac în curând. Uite aici SG, ce se numește la mine, luăm grumul aici cum o să fie și... Așa, bun. Am aici scopul de 4. Bă, nu avem noi o mază, nu avem, deci o să fie cam nașpa cu acau la distanță și nici fel de 3, dar... În rest e bine, hai să vedem. Vedem unde-s băieții. Mamă, cu toată sensibilitatea am cu ochiul ăsta, bă, deci n-ați văzut mă așa ceva. Bine, că nu mai așa gen să se învârte, știi, din ecran sau ceva, se învârte doar așa, vizibilitatea, văd eu. Caracterul nu se învârte, dar... E șmecher cum arată. Ok, interesant.
Bă, la cutiile alea numai AK găsești, mă, nu știu, majoritatea cutiilor numai AK-uri. Și mie îmi place că joc cu AK-uri, știi? E forță. Sau pentru cei care joacă, nu știu, dublă la AVM, deci găsești imediat acolo AVM-uri. Încă 15 player și eu am 0 kill-uri și mi-am propus să fac 7-8 kill-uri. Hai că facem! Hai că facem dacă e ceva. Dar nu mă mulțumesc eu cu 5 kill-uri, mă mulțumesc, sigur. Ce nu? Haide, bă, veniți în coa, bă, unde stați? Da, cred că acum o să fie un meci de la care alerg după player și îi fug de mine sau pur și simplu, nu știu, stau în casă sau etică. Și urăsc meciul ăsta. Și mă trezesc în ultima zonă, mai sunt 3 player și jumate se elimină. A, sau nu? Ok, forță. Forță, forță, forță. Ia mă ce arme avea asta. Ce arme avea? Mamă, cluburi, perfect. A, avea aia de trage prin gluci, groză și casca nu mai are. Ok, asta vrea să facă... Vrea să tragă cu groza auto pe ăla. Trage headshot, parma, trage prin gluci și mecher băiatul. Asta vrea să tragă un... Vrea să tragă cu groza și după aia dădea prin gluci cu arma aia. E forță. E pe strategie, băiat. Nu dai cu el. Are, bă, încă 11. Am 10 kill-uri, știți, suntem buni. Ia, veniți, bă, încă. Deci dacă nici un pic nu sunt, veniți încă. N-am văzut nimic, nu se vede nimic, pe hartă, nimic. Drona arată în player. Fuge de mine și eu, fuge din ala să mă împace. Hai bă, că trebuie să fie vreo un player pe aici, unul eliminat, e forță. Mai sunt 11 playeri. E forță, băieți, meciul ăsta n-o dai. Unde stați, bă, arătați-vă. Stai că mi-a murit unul. Ar fi culmea. Ar fi culmea să... Fac ăștia timp. Să punem. Deci nu știu, în ultimul timp dau din ce în ce mai des de timp la solo. Nu știu care e treaba, dar... Dar da. Ce pustiu e, bă, picu, bă, la solo. Pe bune, mă, deci dacă te ceră scoage să sare așa să lutezi, uite cum am dus eu acum și duce în pic, bă, e imposibil. Să nu găsești măcar, nu știu, un squad. Asta merge acum aici și nu avea niciun strep. Bă, mă simt ca la clasic, pe bune, bă, ce-i mă meciul ăsta la solo? Hei, bă, 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 bă. Îs pocit să moară Bibi. De unde a tras mă ăla, că nici nu eram atent. Zic că e ușor și după aia mi-a două capuri și zici, na mă, ia, vine, dacă e ușor, nu ia minus dacă e așa de ușor. Bă, cum ar fi? Cum ar fi? Atunci ceapa ta. De acolo trage din casă. Dar e la etaj, nu e jos, că acasă de sus. Ori e pe casă. Ha, pe casă. Stai, stai, nu, acum, ia, așa, perfect. Forța, dar se bătea cu unul, mă. Băi, ia tu, vină în face. Cu cine se bătem? Păi ia tu, vine zona. Și vin și eu. Mă ia tu din garaj, ieși afară. În garaj era un loc, se bătea, trăgea aici, jos. A, păi tu știi apata, stai așa că vine zona. Unde e ăsta? Coborâșa? A, uite mă. Și, 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 trebuie să vină pe la geam, perfect. Și acum, stai, nu, trebuie să iasă pe ușă. Hai mă, ieși. Ba să nu zici că ăsta stă în casă, bă, bă, du-te mă că nu cred. Uite-te mă la el. Bă, ok, bă, te-am prins. Eta, hei, ce facem ăsta? Bă, ia tu, a trecut ora de lutat. De lutat a trecut de mult. Când ai sărit din cabină aveai timp să lutezi, acum e prea târziu. Nu știu, bă, ce, ori campa, ori luta, ori era AFK. Zinul ăla, nu știu, scrieți în comentarii ce
în care care credeți voi că era mai credibilă, ori era AFK, ori luta, ori camp up, nu știu. Una din trei, uite și zona. Bă, hai că mai sunt ceva, adică hai că aici în final nu s-o omor. Din 10 playeri, parcă mai a mai rămas. Păi am șase să mai fac încă 8 kill, nu? 7-8 kill, pe acolo, Doamne ajută. Dacă nu se dă vreo 3-4 minute, acum și gata. Ne facem și necasca aici de 3. Aha, Garena Free Fire, îmi dă notificări, e forță, băieți. E forță. Ia să mă spun în zonă rapid că poate mai prind și 8 kill-uri. Mamă, și la squad în zona asta trebuie să mai fie vreo, nu știu, 20-25 și aici, uitați-vă și voi. Încă 6 playeri. Mă, dacă ar fi toate meciurile așa la solo, ești nebun, păi regiunea noastră cred că avea 20.000 de puncte pe top 1 regional, vreți să o mint? La de unde, cu un meci așa și un meci plângi la solo. Să-ți dă unul cap în merg și... Bă, tu... Bă, pe bă, cum n-am murit, mă, din capul ăla, după aia mi-a trebuit un glas, bă, cum n-am murit, mă. Doamne, câtă viață. Câtă viață avea băiatul. Da, bă, că mai sunt căci nici e bine. E foarte băi, ți-am găsit și eu vorbim de 3 la sfârșit de meci. Bun, și acum după calculele mele, ar trebui să vină și tot din pic, nu? Sau de fapt oricum am hot acolo și nu... Nu era nimeni... Bă, la motor, mă, ce m-a spus, am zis că e player. Am zis că e player, e bombardier, am zis. Mamă, ce zonă, în mijlocul câmpului, ești nebun. Da, se pare că nu... Opa, headshot, ahime. E global băiatul ăla. The headshot, ahime, e global. Am auzit el. Da, bă, n-a venit nimeni din timpit. Cred că n-a văzut pe nimeni. Ok, forța avem și gold. Romadă, hai că mai sunt încă 4 player, poate Înești la firul de la sfârșit acum. Băieții, nu vă mai omorâți că mă omor eu. No. Unde ești? Bă, mi s-a blocat, what the fuck, mi s-a blocat telefonul. Stai, nu, și acum așa pus bola. Bă, nu mă da, mă, cu afl meu. Bă, pe bune, mă, cum a atins. E la care a dat hit-a cu afl meu, e global pe aiatul ăsta. Mai dau unul. Așa. Deci ce apata, dai mine cu ahneu, mă. Dai, mă, nu trage, mă. Nu trage, mă. De fapt. Bă, da, ăsta se bătea cu unul, cred. Deci mai bine facem noi așa. Și luăm zona. Și l-așteptăm în zona. Nu, bă! Totuși, șapa ta, uite unde s-a urcat, mă, nebun. Dar nu cred că era ăla cu afl meu. Ăla cu afl meu era mai în stânga, dar nu mai văd. Ori s-a dus în factory, dar... A, uite-mă, uite. A, da? Ia vină, mă, încoa, dacă vrei așa. Ai două posibilități, ori vii pe aici, ori prin stânga și ai luat-o prin stânga, bine. Și pe aici unde vii? Hai! Ori e pe aici, ori e pe ușă, pe gard. Unde e, mă? Hai, vină! Hai, mă, tu-și ceapa ta! Bă, mă prostimă! Bă, mă prostimă! E la coafă meu! Tu-și ceapa ta, mă prostești! Bă, dacă n-am ajuns acolo, mă... A, bă, nu mă uită! Bă, erau doi, ești nebun? Ăsta-i, mă, la coafă meu! Ăla n-avea nume de hecea, nu era la care da hecea cu coafă meu. Ăsta era cu afl meu, tu-și ceapa ta. Bă, era un coace, nu? Și antrenă, dacă nu ies ta cu afl meu, trebuie frică să ies, că nu? Știi ce? Ia trage-mă mine, hai. Am 17 gluri, trage-mă. Dar nu mai are afl meu.
spamăm, what? Am avut și telefon, băieți. Nu mă, ce mi-a sărit ținta de pe ori. Nu, nu era cu avul meu. Ori a murit primul ăla, că l-a omorât-o primul, ori era ăla de sus cu avul meu. Tu știi apa ta, ieși afară. Ieși puțin, ieși. Așa mă, fugi. Așa mă, fugi. Nu te iert oricum. Nu te iert că te fură altul, vină încoa. Bă, tu, așa, mori, opu. Forță, băiat. A, mai e unul. A, forță, băieți, avem și 8. Hai mă, că mi-a mers bine, nu știu când le-am făcut, dar e forță, că doar mai erau cât mai erau când am venit în zonă, vreo 15 pieri. E forță. Hai că până la urmă ești un meci destul de ok pe spre sfârșit, așa. Hai să facem și vestea dacă tot avem posibilitatea. Și nu mă deranjează nimeni, băiatul, nu mă deranjez, da? Eu facem vestea, așa, perfect. Eu facem vestea, eu lootez drop-ul, e lansator, da? Ok, hai că e zona acolo, nu mai are cine să ia lansatorul. Nici eu nu vreau să-l iau. Vreau să jucăm la one shot, că am 17 gluri, viață, vină încoa. Unde ești, bă? Iubirea? Mă, ce-i smă cu glurile de acolo? Ah, acolo e gândacul. Sau... Mi se pără că acolo era unul negru, parcă, nu? Sunt aici ce facem, aruncăm grânezile, că nu ne trebuie nouă grânezi. Deci că nu am așa și grânezile mă deranjează. Hai, da bă, aruncă-le! Așa, bun. Ca să mă deranjeze grenezile. Și tu, vino încoa. Uite-l, bă, s-a dus la drop ăsta, mâncați-a jucura ta, mă, lansatorul, bă. Zi-mi, te rog, că n-ai la lansatorul. Bă, arată armă. Nu, cu arată arma, ești cu arma. Ok, ai AK. Și cealaltă armă ce ai? Bă, what, ce-i cu ochiul ăla mă jos acolo roșu, what? A, mă, vede când îmi bag med, mă. Bă, ce tare. E de la pet sau nu știu de la ce care, what? E de la caracter sau de la pet? Bă, ești nebun, no. Ok, are shotgun-ul cu obla... Uite mă, vede mă când îmi bag med, băi ești nebun? Are glu în spate, uite cum s-au dus toate glonțele în glu din spate, bă ce urăsc sunt. Bă, vine ultima zonă, ești nebun? Viață, vreau să-ți dau one shot. Am jucat foarte bine, bă nu. Nu te elimina, nu, vină cu. Viață, vină. Dacă mă elimin eu, nu muri. Da, am jucat foarte bine, băieți. Bă, it's ok. Bun, și cam atât cu acest episod, mă, băieți. Dacă v-a plăcut, uitați acolo de mare like, un share, un subscribe și am făcut și 4801 puncte, bă, băieți. Deci ne mai trebuie undeva la, nu știu, cred că 10 puncte de acum și facem și noi Grandmaster acolo forță. Nu uitați acolo de mare like, un share, un subscribe. Eu am fost Gabi. Ciao.